Repet, jos Predoiu, Predoiu la pușcărie. Da, știu, vă uitați la mine și nu înțelegeți. Credeți că am înnebunit și eu. N-am înnebunit încă, sau cel puțin așa cred. Mă, dar voi vă dați seama că există oameni care cască ochii la asemenea emisiuni și înregistrează aceste scheme logice, de fapt ilogice, din care la un moment dat reiese că n-are niciun sens ca Ponta să-și facă griji din moment ce Predoiu a făcut și el ce a făcut. Să moară mama. Nu frumoșilor, nu pufoșilor, vorba prietenului Palada. Tot ce reiese e că Predoiu, dacă a făcut ceva ilegal, trebuie să fie la rândul lui cercetat și dovedit. E alt caz, n-are nicio legătură cu dosarul Șova Ponta. A, stați așa, mă scuzați, stați că s-a trezit și domnul Tăricianu, alt adept al teoriei Bapa Mătii. Putem asista la o demisie a primului ministru în funcție, la o criză politică și urmează la, în fruntea guvernului, să fie numit liderul opoziției. Liderul opoziției nu este chiar o persoană care să aibă un dosar perfect fără niciun fel de pată și ar putea, la rândul lui, să fie acuzat în același dosar, având în vedere că societatea de avocați din care făcea parte apăra partea adversă în procesul în care este implicat. Nenea Tării a fost și mai direct. Ce sens are să-și dea Ponta demisia? Ce vină are Ponta? Da zi, domne, direct. Din moment ce Predoiu ar putea fi la rândul lui acuzat, nu e clar că Ponta e nevinovat? Scrie Matale și un bilețel roz și trimite-l la procuratură ca să-l lase în pace pe Victor. Sau mai bine, dă-i Lelenei Udrea. Are dânsa drum pe acolo. Hai bă, că voi doi vă știți, ați mai lucrat cu bilețele de-astea colorate. Și știți ce-i frumos? Udrea chiar are informații nasoale despre Predoiu. Ea știe chestiuni concrete, doar s-au învârtit prin aceleași dosare, nu? Domnul Predoiu, spre exemplu, este în dosarul Gala Budea. Domnul Predoiu are o disjungere din acest dosar, dar acest dosar care este disjuns în ceea ce privește, oricând, când vine pe lista de priorități a DNA-ului, oricând poate să fie un dosar care să îl pună în situația în care domnul Victor Ponta astăzi. Foarte tare, dar repet, să se audă și în ultimul rând al sălii. Nu mai manipulați lumea! Faptul că Predoiu poate oricând ajunge la DNA nu înseamnă nimic pentru dosarul lui Ponta. Înseamnă doar că partidele ar trebui să caute prin organigrame niște oameni fără dosare, fără pată, fără trecut. Eventual, ca să exagerăm puțin, ar trebui să caute niște membri fără rude, fără prieteni, fără nimic. Ce ziceți, bă, ar fi bun un robot? A? Ar merge, dar să nu-l cheme Stolo? Sau un delfin? Da, mă, o persoană de-asta non-umană. Numai să nu-l pună pe Cernea, ministrul la marile proiecte, că suntem mâncați.